Data de 8 mai 2024, mă gândeam că fac câteva rame. Eu am o capacitate de a face cam 100 pe zi și mi-e suficiente la câte colonii am eu, așa că de obicei nu le fac iarna. Și la însărmarea ramelor, probabil aveți, sunt unii curioși, cum decurge treaba, adică cum mi-am însușit-o eu așa, după multe încercări, diferite tipuri de a face acest lucru. În primul rând, când începi însărmarea ramelor, ai nevoie de țintă sau de cuie și introducerea acestora în rame pare uneori destul de dificilă la început, mai ales dacă nu știe că cu un mic patent poți să ții cuiul și să-l așezi exact unde vrei să introduci acest cui. Introduci țintele. Eu fac mai multe rame, adică introduc ținte la mai multe rame și pun ramele frumos așa deoparte pentru a fi pregătite pentru a introduce sârma în rame. E destul de simplu să zic așa, dar iată, e un lucru pe care dacă nu știi, este un lucru pe care nu știi, poate îți va folosi. Adică, iată, introduci pur și simplu cuiele în rame. Deci așa încep eu cu însărmarea. Fac câteva rame, după care trec la însărmarea propriu-zisă. O să aduc camera în partea asta la alta. Aceasta este unealta cu care însărmez. Vin aici, liniștit, am montat tamburul cu sârmă în partea dreaptă. De acum iau ramele și introduc sârma. Această mașinărie are, să zic așa, are un marc în interior, bănuiesc, care împinge lateral. Trebuie setate când le cumperi, poate aceste rotițe se pot seta așa cum dorești. Eu am setat acest tambur, acest arc, ca să nu-mi strângă foarte tare rama, că se îndoia rama, făcea burtă aici și oricât de bine era sârma întinsă sau oricât de bine se făcea, rama nu prea își mai revine. Și atunci ce am făcut eu, o să vă arăt cum funcționează. Deci am lăsat rama la limită, numai un pic îndoaie ăsta, lații laterali, îndoaie puțin de tot, să nu fie foarte strâns. Orice mașinărie ar fi, tot trebuie să introduci manual sârma în găuri. Nu cred că s-a inventat încă ceva cu care să introduc automat sârma. Sunt diferite metode, unii capsează, pune capse laterale, introduce pe acolo. Mă rog, nu ai nicio siguranță ca să fie cât de cât perfect, să zic așa. Când ajung la a patra sârmă, deja arcurile sunt prea slabe pentru a putea trage de sârmă, așa că eu vin cu mâna stângă și trag de sârmă a doua ca să mă ajut. Am o măsură aproximativă. La ultima roată nici nu mai introduc sârma pe roată, e un arc foarte slab.
mai mult mă încurcă. Așa. Aici băgăm sârma și punem în jurul cuiului. Când am ajuns aici, avem nevoie de, nu știu cum se numește asta, habana, la eu știam înainte, acum nu vine în cap, și prind cuiul cu rama, cu tot și cu aparat, cu tot, ca să introduc cuiul la maxim, deci nu bat cu ciocanul aici. Așa, după care încep și înfășor tamburul pentru a strânge sârmele. Problema este că dacă eu forțez aici, nu prea, unele arcuri sunt prea tensionate, altele sunt prea slabe și nu, tot nu iese cum trebuie treaba. Așa că prefer să tensionez manual cu ajutorul acestui patent. De ce? Să văd dacă se vede. Deci, am acest sârmă între cele două găuri, sunt capse, am introdus eu capsele bine, dar această sârmă, când tragi cu tamburul sau oricât ai tensionat rama, rămâne burtă, face un fel de burtă și acel lucru îl pot rezolva manual din cu patentul. Deci trag fiecare sârmă în parte și îl tensionez punând mâna aici și se face sârma exact cum trebuie. Nu își mai face acea burtă la ramă. Deci mi-a trebuit ceva timp până să-mi dau seama cum să procedez. După asta tensionez frumos. Aici iar înfășor sârma. Va fi pregătită, trag bine de tambur, să fie tensionat și după aceea vin cu acest gânz de crocodil sau nu mai știu cum se numește și introduc cuiul. De menționat este că e o problemă la Hofmann, că a introdus ținta în Hofmann, în distanțierul acesta, că dacă nu introduci bine cuiul, când bagi ramele în stup unul lângă altul, așa, tăiem acum cu patentul, frumos, aici, și dăm drumul și e gata. Nu se îndoaie nici lațul. Deci de ce trebuie avut grijă cu acel cui, de ce folosesc eu acel tins de crocodil sau de dragon, în momentul în care introduci în stup, acel cui, dacă este mai în afară, aici o să-ți lase, știu eu, un milimetru. De aceea trebuie introdus cât mai bine acel cui. Bun, cam asta este cu însârmarea. Eu asta fac mai târziu când termin cu ramele date, care le am eu de făcut astăzi. După aceea vă arăt un pic și la introducerea foițelor pe acestea. Bun, sper că s-a înțeles sau să fie de ajutor la cei care folosesc o astfel de unealtă sau vor să achiziționeze pe viitor. Până data viitoare, numai bine!